De la gimnaziu la liceu spre cariera dorită. Aceasta este o resursă educațională deschisă la disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a 6-a. Pentru această activitate ai nevoie de o coală A4 și instrumente de scris. Va trebui să fii atent și să participi activ. Mara te va însoți în călătoria ta spre liceu. Ea își amintește cu drag de cei 3 ani de grădiniță când visa să devină vânzătoare, apoi de ani în care a învățat să scrie, să citească și să socotească când își dorea să devină actriță pentru că adora spectacolele și, bineînțeles, de intrarea în gimnaziu pe care a așteptat-o toată vacanța de vară cu sufletul la gură. Acum, Mara este elevă în clasa 6-a și se gândește la liceu și la cariera potrivită. Ea a auzit de multe ori vorbindu-se despre liceu de la sora sa mai mare, de la prietenii ei și de la părinți. Dar ce este liceul? Mara a rugat-o pe sora ei, elevă în clasa 12-a, să-i prezinte câteva informații despre liceu. Aceasta i-a spus că liceul este școala care urmează după finalizarea gimnaziului, adică după absolvirea clasei a 8-a și are o durată de 4 ani. La liceu se studiază mare parte din disciplinele din gimnaziu, dar și altele noi în funcție de domeniul de studiu ales. Sora sa i-a explicat că liceul te ajută să descoperi și mai mult disciplinele preferate și să identifici în mare măsură domeniul de care te simți atras pentru viitoarea meserie sau ocupație. Și cum ajungi să studiezi la liceu? A întrebat Mara. Important este să înveți în fiecare zi, deoarece în orice domeniu de activitate este necesar să ai cunoștințe generale valoroase. Apoi, la finalul clasei a 8-a, vei da un examen de evaluare națională și în funcție de rezultatul obținut vei putea alege liceul și domeniul de studiu. Ce ar mai trebui să știi? Că este obligatoriu ca fiecare copil să continue școala și după finalizarea celor 8 clase, fie că alege să urmeze liceul, fie școala profesională. Fiecare elev are șansa să își aleagă unde să studieze în funcție de rezultatele de la evaluarea națională din clasa a 8-a. Și cum voi ști care este domeniul potrivit pentru viitoarea mea carieră? A întrebat Mara. Întâi analizezi care sunt lucrurile pe care le faci cu plăcere. Mara s-a gândit puțin și a spus următoarele. Îmi place să citesc, să cânt și să scriu compuneri. Acum, gândește-te și tu la 2-3 activități pe care le faci cu plăcere. Poți să le notezi, dacă dorești, pe o schemă asemănătoare cu cea din imagine pe care să o adaugi la portofoliul tău. Sora Marei i-a mai spus să se gândească la abilitățile pe care le are, adică acele lucruri pe care le știe sau le poate face foarte bine și să noteze 2 sau 3. Mara s-a gândit și iată ce a notat. Știu să cânt la chitară. Pot să scriu povești sau poezii. Pot să conversez bine în limba engleză. Acum este rândul tău. Gândește-te și tu la ceea ce știi și la ceea ce poți face bine. Notează 2-3 abilități personale pe o schemă asemănătoare cu aceasta. Apoi, fă un top al disciplinelor preferate de tine în acest moment, i-a spus sora sa Marei. Mara a făcut pe loc un top al disciplinelor preferate. Iată care sunt acestea. Limba română, limba engleză și muzică. A venit din nou rândul tău. Fă un top al disciplinelor tale preferate folosind o schemă asemănătoare cu aceasta. Care discipline sunt în topul preferințelor tale? Aș mai putea face și altceva? A întrebat Mara. Da. Poți intra pe site-ul www.go.ise.ro și ai posibilitatea să cauți ocupații potrivite după disciplinele școlare, urmând instrucțiunile de pe site. Tot pe site poți de asemenea să completezi chestionarul de interese și de aptitudini. Și aceste două instrumente te vor ajuta să identifici
ceea ce ți se potrivește. Intră și tu pe site, dacă ai posibilitatea, sau consultă-te cu dirigintele tău sau cu consilierul școlar după ce ai completat fișa de portofoliu. Și acum, iată câteva domenii de activitate pe care cu siguranță ți le amintești din clasa a 5-a. Care dintre domeniile prezentate consider că i s-ar potrivi marei după ce ai aflat care sunt interesele, abilitățile și disciplinele ei preferate? Probabil te-ai gândit la domeniul artistic, social și educațional, nu-i așa? Acum privește fișa ta de lucru. Analizează ce ai notat până acum și adaugă domeniile potrivite pentru tine. Gândește-te apoi la una-două ocupații specifice domeniilor potrivite și caută informații despre acestea în zilele următoare. Nu uita! Fiecare meserie este importantă și trebuie practicată cu seriozitate. Mult succes!